cu Safodă și Sultanul. Dragii mei copii, deși sfaturile cele mari ale poporului au hotărât ca țara românească să se unească imediat cu Moldova, mari împărați au cerut să se aleagă în fiecare țară câte un domnitor. Dar românii au ales pe Alexandru Ioan Cuza, domn în amândouă țările. Așa au făptuit unirea. Dar din această pricină, sultanul turcilor s-a supărat foarte tare. Se gândea chiar să trimită armată să-l alunge pe Cuza din țară. Ce putea face Cuza Vodă? Război? Nu avea armată. Atunci a hotărât. Mă duc să stau de vorbă eu însumi cu acest mare împărat. Să-i arăt că poporul m-a avut domn al unirii. Și că nu se poate călca în picioare așa la nesfârșit vrerea lui. Măria ta, au spus unii sfetnici, nu te duce, e primejdie mare. Prieteni, a zis Cuza, știu că în istoria noastră mai mulți voivozi au fost uciși de sultanii turci. Și eu nădăjduiesc că vorbindu-i omenește, înțelept, ca de la om la om și ca de la conducător la conducător, să ne înțelegem și să mă lase să conduc netulburat țara unită România. Și s-a dus cu Zavodă la Istanbul, acolo unde sta sultanul în palat. A călătorit până acolo ca un domnitor, cu suită aliasă, îmbrăcată frumos. Trebuie să știți, dragii mei, că toți voivozii, înainte de Cuza Vodă, când se înfățișau sultanului, erau obligați să facă o temenea, adică să îngenunche și să-i sărute pulpana. Cuza Vodă știa aceasta, dar mai știa că, îngenunchind, umilește țara și poporul care l-a ales. De aceea, la intrarea în palat, când ofițerii de gardă i-au spus să îngenunche, Cuza a răspuns cu mândrie și demnitate: sunt domnitor. Conduc o țară de oameni inimoși, harnici, mândri, buni și iubitori de libertate. Auzindu-l vorbind așa de răspicat, ofițerii din gardă i-au îngăduit să intre în sala cea mare, unde sultanul îl aștepta pe tronul lui înalt de aur, împodobit cu pietre scumpe, orbitor de strălucitoare. Și straielei erau cusute tot numai cu fir de aur. Foarte îngânfat, sultanul a privit pe Cuza Vodă cu încruntare și mânie. Voia să-l vadă îngenunchind, umilit. Dar domnitorul român a salutat fără sfială, militarește, frumos: să trăiți, mărite sultan. Îngânfarea și mânia sultanului s-au schimbat în uimire. A întrebat: puteți să mi te înfățișești fără temenea? Cunosc obiceiul cel vechi al închinăciunii înaintea măriei tale, a zis Cuza, dar eu sunt un domn nou la vremuri noi. Și dacă eu, ca om, aș putea îngenunchea, ca domn nu am dreptul să umilesc poporul și țara mea, România, care mi-a poruncit să mă port demn. Îngăduie, deci, măria ta, să mă înfățișez și să grăiesc ca un conducător de țară către alt conducător de țară. Chiar dacă România, țara mea, este mult mai mică decât împărăția măriei tale. Deci Cuza a vorbit curajos, înțelept și mândru. Sultanul n-a mai avut încotro, l-a ascultat. Apoi, văzând că în fața lui se afla un bărbat îndrăsneț și deștept, a coborât de pe tron și l-a poftit să stea alături pe fotoliu. Acolo a sfătuit îndelungată vreme. Cu inteligența, cu priceperea, întrebările conducerii, cu talentul lui de vorbitor, Cuza Vodă a muiat inima sultanului, i-a îmblăzit trufia și ura. Până la urmă s-au înțeles bine. A recunoscut unirea. Ba chiar mai mult, în cinstea domnitorului României, sultanul a rânduit un banchet cu mulți invitați de seamă, cu muzicanți care au cântat în cinstea oaspetului cântece populare românești. Așa ceva nu se mai întâmplase niciodată până atunci la curtea sultanului. Deci, cu priceperea, cu îndrăsneala și îndemânarea lui în purtarea cu oamenii, Cuza Vodă a dobândit o mare victorie, recunoașterea unirii. La întoarcerea în țară, el a spus, pe drept cuvânt, cu mândrie: alesul vostru vă dă azi o singură Românie.